Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio este domnul deputat Dan Vâlceanu, președintele Partidului Național Liberal Gorj. Bună seara, bine ați venit, domnule Vâlceanu. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația din această seară. O să vorbim despre ceea ce a spus noastră astăzi în cadrul unei conferințe de presă, cum că subiectul Marcel Romanescu, negocieri cu PSD, este doar un subiect artificial lansat pe piață de liderii PSD, tocmai pentru a induce în eroare cumva electoratul din Târgu Jiu și a ascunde faptul că cei de la PSD nu ar avea un candidat care capabil să-l bată pe actualul primar al municipiului Târgu Jiu. Sigur că o să trebuiască să argumentați declarația pe care dumneavoastră ați făcut-o. De asemenea, ați vorbit și despre punctul de pensie, pilonul 2, care va fi desființat de actualul guvern și spuneți dumneavoastră tocmai pentru că nu sunt bani la pilonul 1 foarte interesant. Dar discutăm pentru început despre vizita ministrului Justiției Tudorel Toader la în județul Gorj. A avut loc o întâlnire cu magistrații gorjeni, sigur a venit pe cale administrativă, a vorbit despre tot ceea ce se întâmplă în momentul de față, dar a nimerit fix în județul Achitaților, cumva ca o minge la fileu ridicată lui Tudorel Toader, cel care își dorește atât de mult modificările la legea justiției și la codurile, codul de procedură penală și codul penal. N-aș putea spune că i-a ridicat cineva vreo minge la fileu. Eu cred că toți trebuie să ne obișnim cu gândul că există prezumție de nevinovăție, adică toți oamenii sunt nevinovați până judecătorul decide că ei au săvârșit o infracțiune sau orice altă faptă. În cele două cazuri, sau mă rog, mai multe cazuri, pentru că în cazul lui Victor Ponte erau mai mulți oameni din Gorj care erau implicați acolo. Da. Justiția a decis în primă instanță achitarea celor implicați în aceste dosare. De aici încolo nu mai e nimic de comentat. Asta înseamnă că justiția funcționează. Bun. Că procurorii își fac un dosar pe care îl trimit la instanță, unde judecătorul decide dacă procurorii au dreptate sau au dreptate cei care sunt acuzați. Să fie o discrepanță atât de mare între viziunea procurorilor și cea a judecătorilor, totuși nu e vorba de asta. Trimit cu propunere de cu o propunere de pedeapsă cu executare, închisoare cu executare și iată vin judecătorii și spun stați un pic, nu. Achitați. Da. Este așa trebuie să funcționeze justiția. Procurorul care acuză, cel inculpat care se apără și judecătorul care decide. În momentul în care am avea o rată de condamnare foarte mare, însemna că care se apropie de 100%, ar însemna că în justiție lucrurile nu funcționează în regulă. Cel puțin așa văd lucrurile. Pentru că acest lucru ar însemna că între judecători și procurori există înțelegeri care depășesc legea. Nu, este clar că un tratament egal pe care judecătorul are față de părțile implicate într-un proces nu poate conduce neapărat la rată foarte mare de condamnări. Ci lucrurile se întâmplă, cum să vă spun, echilibrat, să spunem, sau așa cum consideră judecătorul. Bun, și în există alte situații cu care nu e de acord nimeni. De exemplu, eu nu sunt deloc un fan al arestărilor preventive, mai ales când fapta s-a întâmplat acum 7-8 ani. Ce Dumnezeu să mai influențeze în anchetă? Sunt fapte întâmplate cu ani în urmă. De asemenea, vă aduc aminte că au fost arestări preventive oameni care au stat luni întregi la aproape un an la închisoare, în arest preventiv și după aceea au fost achitați. Numai că au fost achitați. Au fost unii care au obținut condamnări cu suspendare, de exemplu, de ce l-ai arestat. Adică sunt lucruri pe care nu le agrez. Dar pe de altă parte, nici nu pot să afirm că sunt abuzuri. Pentru că, vedeți dumneavoastră, abuzul este o infracțiune. Și pot să vorbesc despre abuzuri numai după ce un judecător a dat o sentință că un procuror a săvârșit abuz asupra celui pe care l-a încheta. Adică, atunci când vorbim de prezumție de nevinovăție, trebuie să o avem și față de cei inculpați sau față de cei acuzați într-un anumit dosar, dar trebuie să o ai și față de procurorul cel anchetat spune că a săvârșit un abuz. Bun, acum sigur că și în situația expusă de dumneavoastră, Tudorel Toader
pare să aibă dreptate când vorbește despre nevoia modificărilor la legea justiției. Pare, deși nu e așa. Eu cred că, și la codul. Eu cred că, mă rog, în urma acestor vizite pe care Ministrul Justiției le face în țară, ar trebui totuși să avem pe agenda publică, cel puțin din partea ministrului, un alt subiect, care este lipsa de investiții în ceea ce justiția din România are nevoie. Săl de judecată, uitați, în alta curte, ca să se justiție, nici acum nu are un sediu. Ei sunt închiriați, ia cu chirie spații de la diverse instituții, nu au spații de depozitare dosarelor. Deci sunt probleme foarte mari cu care se confundă sistemul de justiție din România, dar care nu au fost până în prezent luate în considerare și discutate de către ministru. Și cred că sistemul de justiție asta așteaptă cel mai mult de la Ministrul Justiției, să reușească să rezolve probleme cu care ei se confruntă în a-și face meseria zi de zi. Sunt judecători care intră cu 100-130 de dosare în instanță. Vă garantez că dacă noi am pune acum în timpul emisiunii, am face o ordine de zi așa, am face o listă, da? Pe la punctul 20 și am începe să obosim. Gândiți-vă când trebuie să judeci 100-130 de dosare. Da. Adică sunt alte lucruri mult, mult mai importante despre care noi nu prea vorbim când vorbim de justiția din România. Încă ceva. Peste 90% din cazuri sunt în civil. Sunt persoane care stau 3-4 ani să judece până, doar să treacă de prima instanță. Încă ceva. Mă întâlnesc aproape zi de zi cu oameni care vin și acuză, de exemplu, la cabinetul parlamentar, faptul că au probleme cu documente de proprietate. Și am să vă dau un exemplu. Persoana care s-a judecat 3-4 ani, a câștigat un proces, merge cu hotărârea judecătorească la primărie să-i se elibereze titlul de proprietate și este emis greșit. Și acea persoană trebuie să meargă iar în justiție, să anuleze titlul de proprietate emis greșit, să fie eliberat altul corect. Deci, practic, ajuns să judeci 7 ani de zile. Bun, dar aici este și incompetență, nu doar corect, o deficiență a legii legislative. Nu, dar nu e vorba de deficiență legislativă. Lucrurile nu se întâmplă în regulă. Probabil ar trebui, de sistem. Asta vreau să zic, probabil ar trebui trași la răspundere și cei care, iată... Astea sunt lucrurile pe care cred că ar trebui să le discutăm în momentul când vorbim de justiție, pentru că, v-am spus, cazurile penale sunt mai puțin de 10% din cazurile din România, justiția românească, iar cele pe corupție sunt, nu știu, dacă sunt 2%. Și atunci... Despre ce vorbim? Exact. Acestea sunt cele pe care le tratăm cu prioritate. Da. Neinteresată. Eu știu că sunt subiecte care fac rating la televiziune. Nu neapărat, da. Nu neapărat, domnule Dar deputat. Astea cu abuzuri, cu înregistrări, cu... Da, se captează atenția. Dar ideea este că noi în dezbaterea publică nu dezbatem problemele pe care interesează jafurile, pe oameni. Date despre care se tot vorbește. Eu nu cred că se exagerează când presa numește aceste tunuri, aceste fapte adevărate tunuri, jafuri în bugetul statului, produc un impact atât de mare în bugetul României, încât chiar trebuie tratate cu prioritate. Așa este. Că nu sunt găinării, nu fură nimeni o pâine sau ceva de minor. Vorbim de milioane de euro, de miliarde de euro. Doamne, stați un pic, luăm așa cu hârtia, cu pixul în mână, pe hârtie și vedem cam ce am putea face cu banii pe care unii dintre ei au furat așa, ca în codru. Am să vă spun un lucru pe care nu știu dacă toată populația sau populația îl conștientizează, dar îl resimțim cu toții în momentul în care analizăm. Uitați, în momentul în care stai de vorbă cu un cetățean despre, nu știu, infracțiune, că îți sparge cineva mașina, da? O să vedeți că e mult mai supărat decât despre ce vede la televizor că a făcut cineva o faptă de corupție. Știți de ce? Pentru că disconfortul creat persoanei, direct persoanei, este mult mai mare în momentul când îți sparge cineva mașina decât despre faptul că ai auzit că nu știu cine a făcut o faptă de corupție. Nu te atinge direct pe tine. Și atunci, de aceea, avem o preocupare mai mică din partea cetățenilor sau sunt mai puțini cei care condamnă faptele de corupție. Bun, pe de altă parte, domnule deputat, mai apare un aspect și anume faptul că eu cred că toți conștientizăm sau toți telespectatorii noștri conștientizează că faptele ieșite la iveală de departe nu sunt toate cele care au existat. Și probabil că de aici și supărarea unora care fac declarații și sunt implicate în astfel de dosare de corupție. Că, de ce doar eu?
când se întâmplă atât de multe. Problema, așa nu trebuie să punem problema. Nu trebuie așa. Să punem problema așa, dar este un aspect real. E clar că sunt mult mai multe fapte de corupție. Se vorbește despre dosare dosite, despre lucruri care, despre care se știe, dar despre care nimeni nu vorbește nimic. Și aici este o problemă. Da, pe dacă am prinde pe toți, tot cred că ar fi mult mai mare suma care ar trebui recuperată comparativ cu ceea ce se întâmplă în momentul acesta. Și asta este o problemă. Corect, aveți dreptate. Pe de altă parte, dezbaterea în momentul de față este cu totul alta. Se vorbește de abuzuri din justiție, da. Și sunt pro și contra, unii pro și alții contra. Da. Ideea este următoarea. Eu, de exemplu, personal, și nici alți oameni, cetățenii românii, nu sunt de acord ca cineva să fie abuzat. Nici măcar verbal. N-are importanță dacă el este infractor și a fost dovedit infractor. Dom'le, dacă în cursul unei anchete penale el a fost abuzat, chiar dacă a fost condamnat, tot o infracțiune rămâne a propriului respectiv. Eu spun altceva. Vorbim despre abuzuri, dar vorbim așa la modul generic. Găsim noi vinovați de abuzuri la televizor. Lucrurile nu trebuie să se întâmple așa. Nu, e clar așa. Că nu e telejustiția, adică, nu se corect, face, da. Adică dacă chiar ți s-a întâmplat ceva, du-te și sesizează. Pentru că altfel nu faci decât să perpetuezi, da? Asemenea situații. Deci eu, personal, ca să închidem subiectul ăsta, nu sunt de acord cu niciun fel de abuz. Dar nici nu sunt de acord ca, eu știu, cineva așa, generic, să-i prindă pe cei care fac abuzuri pentru că tu nu te duci să vorbești, nu sesizezi. Bun, și asta e adevărat. În altă ordine de idei, domnule președinte, spuneați astăzi despre faptul că subiectul Macer Romanescu, negocieri cu PSD, este un subiect artificial, creat fix de cei de la PSD, care nu de acolo a apărut subiectul. Capabili. De la PSD. Domnul Weber și alții, domne, ușa e deschisă să vină Marcel Romanescu, să după aceea au apărut tot din PSD organizația la Târgu Jiu care a spus nu. Primul care a făcut declarația, vă reamintesc așa cronologic, a fost domnule Eduard Lădaru, care a aruncat-o. Mă rog. Domnul e Lădaru, tot aia, nu? Sau domnul, nu, dar domnul Lădaru l-a făcut un gest, să spunem, eminent politic, adică a introdus un subiect de discuție. Din momentul ăla, în momentul în care cei de la PSD au fost întrebați, au zis, da, ușile sunt deschise, noi îl vrem, noi îl... Și atunci au apărut cei de la Târgu Jiu. Să fi fost care... domnul Lădaru pus de PSD? Nu știu, posibil, nu am de unde să știu. Dar eu am spus altceva în conferința de presă, că această discuție, de fapt, trădează incapacitatea celor de la PSD de a putea găsi candidații. Ei de-a lungul timpului, așa au procedat. Când au pierdut o primărie, nu i-au mai interesat ce avea un partid și s-au dus să raculeze primarul respectiv. Spre deosebire de ei, noi am făcut invers. Noi n-am mers pe racolări, ci ne-am bătut pentru fiecare poziție câștigată de primar. Adică, dacă vă uitați la primarii PNL, cei 21 de primari, o să găsiți doar unul, un singur primar care a venit din posturile de primar la Partidul Național Liberal și este Aurel Vanvu de la Crasna. În rest, toți primarii PNL au fost câștigați în teren. Adică ne-am bazat pe persoanele și pe oamenii care sunt în partid. E la PSD nu funcționează asta. Ei pur și simplu mâine te aruncă la coșul de gunoi. Nu mai existi. A câștigat altă primărie, gata, s-a terminat. Trebuie să vină la PSD. Eu vă spun că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Nici la Târgu Jiu, nici în alte părți. Pentru că nu văd care este interesul după ce ai bătut PSD-ul să te duci la PSD. Care e logica? Dacă te interesa să treci la PSD, treci înainte. Dacă cât timp aveau ei primăria. După ce e bătut în alegeri, sunt bun, bătuți. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Iar ei, dacă, și eu tot spun, o spun de ceva vreme, pur și simplu, nu prea dau variante. Apare un nume, după aia apar alți PSD-și care spun că nu e bun. E o strategie, nu, stați un pic, e o strategie aceasta de a lansa nume pe care ulterior le compromit chiar ei. Păi strategia asta nu face decât să-ți omoare candidații. Și nici de cum poate că nu sunt lansați în piață, nu sunt lansate persoanele, numele care chiar vor reprezenta partidul la următoarele alegeri. Adică e un joc, dumneavoastră vă prindeți că sunteți okay, un politic. Dar eu întreb altceva. Cine e persoana? Care păi e dar persoana? nu vor să spună. Ei spun așa, e o tactică. Adică okay, o să facem un sondaj. Dar pe de altă parte și noi putem avea imaginație. Și ne uităm la ce are PSD-ul acum. Au doi viceprimari despre care toți ei spun că nu sunt buni de primar. După care... N-au spus. Cine a spus că nu sunt bun de primarie? Domnul Adrian Tudor a fost nominalizat și după aceea alți PSD-și au spus că nu e bun. Sunt alții mai buni. Nu, n-au spus neapărat că nu e bun. Au spus, nu, e o variantă, dar va fi un sondaj. Vor mai fi și alții incluși. Vă aduc aminte
Eu mi-aduc aminte foarte bine ce spunea domnul Weber. E adevărat că domnul Weber da, a fost un conflict între cei doi, nu neapărat. Păi vorbim despre președintele executiv al PSD, care vine și spune, candidatul pe care, de care vorbesc cu colegii mei, nu mi-e potrivit și imatur. Adică nu e ceea ce ne trebuie nouă ca să câștigăm primăria. Deci, practic nu există în momentul ăsta, din ceea ce se vede din afară, un om în care ei să aibă încredere și să le ofere speranță că poate câștiga. Bun, pe de altă parte trebuie să recunoașteți nici la Motru, nici în alte că nici domnul Romanescu nu lucrează la consolidarea poziției. Marcel Romanescu, din punct de vedere al acestei discuții, a procedat, din punctul meu de vedere, inteligent. Așa. Nu a zis nimic. Da. Nu a zis nici, să se omoare nici între nu. Ei. Să se omoare între ei sau... Poate de că ce? Nu exclude, adică de ce dumneavoastră excludeți posibilitatea asta, dacă domnul Romanescu nu exclude? Da, a mai venit și domnul Cotojman, care a alimentat întregul conflict, întreaga discuție, cu o declarație cum că dacă domnul Romanescu va pleca, indiferent la ce partid, eu voi fi alături de domnia sa. Și tot ambii colegi au venit și au spus nu plecăm niciunde. Săptămâna asta au avut puncte de vedere. E adevărat spus, că nu, foarte târziu a ieșit domnul Romanescu și a zis nu, rămân și domnul la Cotojman, PNL la fel, și alți colegi. Asta este. Adică... Deci, din punctul ăsta de vedere v-am spus nu văd logica să pleci la partidul pe care l-ai bătut. În plus, încă o dată, repet, luând în calcul numărul oamenilor, da? Populația sub primar PNL, noi avem peste 50% din populația Gurjului. Deci este clar că din acest punct de vedere suntem cel mai puternic partid. Nu știți în momentul acesta dacă v-ați păstrat numărul de alegători și care i-ar fi situația. Din asta vă raportați la 2016. Nu, mă raportez la situația actuală, adică să iei populația, populația fiecarei localități unde ai primar PNL și o să vedeți că depășește jumate din populația Gorjului. Asta înseamnă că ești cel mai puternic partid în momentul ăsta și că ai prima șansă să câștigi Consiliul Județean. De ce? Pentru că numărul de mandate în Consiliul Județean le câștigi la numărul de voturi pe care le iei pentru lista respectivă, da, și nu la câte localități câștigi. Evident. Și atunci ești avantajat. Acum, eu sigur că v-aș întreba pe cine vedeți noastră potrivit la Consiliul Județean și o să faceți fix ce fac cei de la PSD. O să-mi spuneți că sunt mai multe nume. Nu. Sunt... Pe cine vedeți noastră? Mai mulți colegi care pot să... Dar n-am discutat asta niciodată. Și ar fi total nepotrivit din partea mea. Deci ca e cam aceeași tactică. Aseară am avut ședință. Măcar puteam să le spun la ședința de aseară, uite, eu i-aș considera pe ăștia 2, 3, 5 cei mai potriviți pentru Consiliul Județean și ca să pot să le spun public numele. Pentru că altfel totuși să afle colegii de la televizor ce puteam să le spun la ședință, e total nepotrivit și vă dați seama că poate isca nemulțumiri. Și probabil că și mă ați fi nemulțumită dacă am fi colegi la partid să aflați de la, din spațiu public ceea ce puteam să discutăm la partid înainte. Ați avut o discuție așa... cât se poate de sincere cu domnul Romanescu după toate avem subiectele discuții... apărute. Nu, dar pe subiectul ăsta strict, adică să întrebați domnul Romanescu ce părere aveți noastră, ce plan aveți. Eu am avut o discuție aseară în cadrul biroului permanent județean cu colegii referitor la toate evenimentele care s-au întâmplat și au fost legate de noi de la începutul anului, evenimente care ne-au făcut bine și declarații pe care le-am făcut și pe care, din care eu consider că n-am avut nimic de câștigă, ba din contră a fost mai mult de pierdut. Și mă refer aici la diverse, acel subiect, domne, există oameni în PNL care nu l-au ajutat pe Marcel Romanescu în campanie. De ce să vorbim lucrul ăsta? Am câștigat primăria. Domne, dacă sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm în legătură cu asta, o putem face la partid oricând. După aceea, toată tevatura asta cu ce s-a întâmplat de acum 14 ani. Cui face bine asta? Pentru că eu când ies pe stradă, oamenii și ce îmi spun? Domne, dar noi... Ai creșteri de prețuri în România, îmi întârzie pensia. Deci clar, nu mai au bani să ne plătească pensiile și dau vina pe Poșta Română, pe poștași, că ajung cu pensiile târziu. Profesorii au salariile, n-au buget pentru întreg anul. Și vă pot oferi adresă dată de minister la toate inspectoratele școlare în care le spun instant, vă încadrați în bugetele alocate, nu mai vine un leu în plus. Și prioritar plătiți contribuțiile la stat. Adică este clar că e o problemă de finanțare. Mai mult decât atât. Vorbim acum de pilonul 2. Sunt oameni foarte interesați. Dom'le, sunt banii mei, pot să-i las moștenire. Mâine, dacă se întâmplă ceva cu mine, Doamne ferește, îi ia fiul meu banii respectivi de acolo. Astea sunt subiecte care interesează direct pe oameni. Iar noi vorbim despre ce s-a întâmplat acum 14 ani sau despre unul sau altul care nu s-a implicat în campanie.
fiecare dintre noi știm ce am făcut în campanii. Ce s-a întâmplat nu, dar e interesant să aflăm cam cum se fac jocurile. Chiar sigur, dacă se întâmplă foarte târziu, mi se pare că este relevant pentru ceea ce se întâmplă în mediul politic, ce se întâmplă despre cum suntem noi. Se mai poate întâmpla astăzi? Ei, dar, niciodată. Haideți, domnul Vulceanu. Niciodată. De ce? Exemplu, adică din moment ce figurile negocia... sunt acelea și dumneavoastră îmi spuneți mie că nu... Vă spun de ce. Eu n-am ce negocia cu nimeni de la PSD. Bine, dumneavoastră, dar poate sunt... Nu președintele a vândut partidul la decizia momentul respectiv, dar n-a vândut nimeni nimic. Este treaba lor ce au negociat. Votat este, încă o dată, treaba lor ce au negociat, ce au votat. S-a întâmplat acum 14 ani pentru mine, Dan Vulceanu de astăzi, care este oprit de oameni pe stradă și întrebat, dar ce faci pentru salariul meu de, nu știu, biochimist de la spital? Dar știți de discuția aceea în care a fost important. Da, în care a fost domnul Puiu Diaconescu, Ponta și Călinoiu? La, în 2004, ca și dumneavoastră probabil, aveam, nu știu, câți ani, acum 14 ani, nu? 20 și un pic. Nici nu știu dacă eram interesat de politică. Cred că eram, nu mai țin minte, dar hai să fim serioși. Dumneavoastră câți ani aveați acum 14 ani? Puțini. Despre asta vorbim. N-aș vrea ca să dezvolvi vârsta reală, poate mai păcălesc pe cineva, da. Nu, da. Da. Vă dați seama, este total irelevant. Eu cred că mai mult vă interesează dacă vă ia PSD-ul banii de la Pirelli. E adevărat, dar repet. Lucrurile acestea, pentru că oamenii nu s-au începe să se schimbe clasa politică, dar atenție, că... marea parte din cei care au reprezentat atunci partidele sunt și acum. Despre asta este vorba. Da, dar, vorbim și de... Și pe principiu, pe vorba românească, puțin. Că lupul își schimbă părul, dar năravul, ba, mă îndoiesc că se schimbă așa dintr-o dată viziunea asupra modului în care trebuie să se facă politica. S-a schimbat, să știți. Noi toți ne schimbăm. Noi toți ne schimbăm și lucrul ăsta se întâmplă fie că vrem, fie că nu vrem. Lumea se schimbă. Da, e adevărat. Iar dacă analizați biroul Preamănul Județean al PNL de astăzi, o să vedeți că sunt foarte puțini în birou care erau și acum câți ani. Nu știm ce... Dar nu există deciziile să iau colectiv. Da. Bun, spuneți dumneavoastră, deși eu iar constat eu, că se iau eu vreau în, să vă spun că, pe persoană de exemplu, fizică. Mai nou... Sunt interesat foarte tare de conceptul de gig economy, adică gen Uber, Airbnb și așa mai departe, pentru că, din punctul meu de vedere, spre asta se îndreaptă economia și cred că inclusiv județul Gorj ar fi un județ care ar putea fi dezvoltat în anumite zone pe genul ăsta de economie. Gândiți-vă că, de exemplu, la Airbnb poți închiria inclusiv apartamentul tău în perioada în care pleci în concediu, ca alte persoane să vină în Târgu Jiu și să vadă opera lui Brâncuși. Nu știu. Sunt eu înțeleg lucruri... ce spuneți dumneavoastră, dar interesant ar fi să văd cine ar face lucrul ăsta. Este aplicație. Păi știu poate că să facă oricine poate face. Înțeleg ce înseamnă și acest concept, dar nu știu dacă lume, mi-ar conveni România, să vină cineva că sunt eu plecată 10 zile să-mi ocupe întreaga casă. Da, dar nu dacă știu. Te gândești că pe perioada de 10 zile... Da. Interesant. Scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente în studio, domnule președinte. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine deputatul Dan Vulceanu, președintele Partid Național Liberal Gorj. Discutam în prima parte a emisiunii despre vizita lui Tudorel Toader în județul Gorj. Sigur, a venit pe cale administrativă. A fost o întâlnire cu magistrații gorjeni din toată țara care s-a ținut la Târgu Jiu. De asemenea, a clarificat domnul Vulceanu situația domnului Romanescu vis-a-vis de posibile negocieri pe care le-ar fi purtat cu Partidul Social Democrat. Acum, nici nu ne lăsăm păcăliți de PSD când lansează câte un nume în spațiul public, pentru că este irelevant la momentul acesta. Orice nume apare în piață și oricine s-ar autopropune sau ar fi propus, cu siguranță că nu va fi inclus pe listă. De-aia se întâmplă acum, că nu se va întâmpla e, mai mult decât atât, Marcel Romanescu a reușit să creeze în PSD destule nemulțumiri și chiar o ură la un moment dat. În momentul în care că am separat un pic, e adevărat și asta. În momentul în care a mai închis robinetele de la primărie și atunci, clar, au căpătat o ură
pe el. Bun, pe de altă parte spuneați dumneavoastră, domnule președinte, despre faptul că e o practică a PSD-ului să raculeze primari gata făcuți, iar dumneavoastră să aveți produsul propriu. Acum PNL trebuie să recunoașteți, niciodată nu a fost foarte atractiv pentru primarii aflați în exercițiu. Fie că vorbim de momentul 2016 sau 2015, când a fost acea ordonanță care permitea trecerea fără niciun fel de răspundere de la un partid la celălalt spre PNL, câți au venit? Au venit foarte puțin sau nici nu îmi dau seama dacă a venit vreunul spre PSD, au migrat toți. Și noastră, reiau, nu sunteți foarte atractiv din punctul acesta de vedere. N-ați încercat foarte tare. Iată să că facem asta. Spunea, este primarul Ionut Stan de la Albeni, care a spus că nu vrea să plece de la UNPR, a spus-o clar cu subiect și predicat, chiar își îi provoacă pe cel UNPR, nici nu le plătește cotizația, așteaptă efectiv să fie exclus din partid pentru a pleca, atenție, la Pro-România. Nu alege nici PSD, nu alege nici PNL. De ce sunteți un partid atractiv pentru aleșii locali? Stați puțin. Dacă nu vrea domnul Stan să vină la PNL, nu e un exemplu, atenție, este un exemplu. Un exemplu. Bun, v-am spus. Politica noastră a fost să câștigăm primării. Nu neapărat să raculăm primarii. Nu. Deci e cu totul și totul altceva, e o altă filozofie. Bun, spuneți dumneavoastră pe de altă parte că domnul Romanescu lucrează foarte mult la consolidarea poziției pe care o deține în momentul acesta, astfel încât în 2020 să aibă toate șansele la un nou mandat. Concret, eu nu știu, n-aș zice lucrul acesta că se întâmplă. La partea de imagine, de partea de imagine nu se ocupă în mod deosebit. Lucruri revoluționare în oraș nu a făcut, astfel încât noi să zicem, da, uite, vedem o schimbare la Târgu Jiu după 2 ani de administrație PNL sau un an de administrație PNL. Ba mai mult, iată că vine și cireașa de pe tort cu organizarea zilelor orașului și vedeți toată nebunia din jurul acestui eveniment. Dar mă așteptam să se întâmple asta. Dar de ce vă așteptați? Eu nu mă așteptam. Se schimbe procedura, domnule. Nu e neapărat... Păi s-a schimbat procedura. De asta și tevatura. Nu e ultimul. O să vedeți că mai urmează și altele mai grave pentru cei de la PSD. Pentru că vă spuneam că... Dar de ce pentru cei de la PSD? Pentru că închis niște robinete. Ce robinete? Că e același lucru, e aceeași mărie cu altă pălărie. Nu, îmi pare rău. Nu mai e nimeni din primărie care să ducă să dea spațiile la zilele municipiului. Acum e altceva care face, altcineva care o face direct. Deci, pur și simplu, ai economisit... Nu știu ce să zic, dacă dumneavoastră considerați că e ok. Ai economisit niște bani pe care îi acolo, da? Și mai mult decât atât, s-a transparentizat totul, pentru că a fost licitație publică. A putut să vină oricine, nu numai unii. Pentru că atâta vreme cât PSD-ul a condus primăria, din funcție de primar, se știa foarte clar. Veneau zilele orașului și știai, comerciantul ăla stă acolo, celălalt stă acolo, celălalt stă acolo. Era și toată lumea era mulțumită. Acum ați văzut că s-au retras 5 comercianți, adică efectiv refuză să colaboreze sau să dea banii a 4.000 de euro celui care se ocupă de organizarea evenimentului. Dar nu te obligă nimeni să te duci. Sigur că acolo nu te obligă nimeni. Sigur este că nu, alegerea ta. Nu te obligă nimeni. Dar totuși... Dacă tu consideri ca om de afaceri că merită, da, din punct de vedere al profitului pe care îl faci să te duci, te duci, dacă nu, nu. Oricum, vă garantez că vor fi comercianți care merg. Da, vor fi 6 comercianți din 11 spații disponibile. Eu nu cred că o să rămână cetățenii din Târgu Jiu cu o nevoie nesatisfăcută pe care consider că o pot să se face la un asemenea eveniment. Nu este neapărat vorba de nevoia participanților la zilele orașului, acolo evenimentul desfășurat pe insuliță. Vorbim despre sprijinul pe care îl dai efectiv afaceriștilor locali și modul în care tu gândești o politică pentru a-i ajuta, că vorba aia ești autoritate publică locală, pe ăștia trebuie să-i ajuți, că doar nu să-i ajuți pe alții din altă parte. De acord, dar credeți-mă, nu așa trebuie să manifeste sprijinul pe care primăria îl acordă. Bine, nu le dați bani, nu să li se dea bani, efectiv să li se dea șansa să-și desfășoare activitatea. Deci asta este vorba. Dumneavoastră mi-a spus că s-au retras unii. Pentru că nu le-a convenit suma exorbitantă pe condiție pe care trebuia să o... Înseamnă că pentru alții nu e exorbitantă. Păi care nu, s-au dus. Păi eu știu. Pentru că nu se duceau acolo să evident, piardă. Evident, dar deci, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Eu cred că, bun, și este modelul pe care noi îl promovăm. Eu cred că piața trebuie lăsată liberă.
De ce trebuie să te implici tu, să spui tu cine să vină acolo? Tocmai asta am spus. Nu, lasă piața liberă. Lasă piața liberă, pune un tarif astfel încât tu, primăria, să nu ieși pe pierdere. Și lasă oamenii să-și deruleze afaceri. Vorba aia, încasările se reflectă și în bugetul local. Modelul nostru este altul. Unu, nu mai cheltui niciun leu. Da? Nici cu concerte, nici cu... Și banii sunt investiți acolo de o firmă care gestionează acest eveniment. Ce face ea și câți bani încasează este strict problema ei. Nu trebuie să mă uit și să mă uit cu ciudă că există un om de afaceri care a venit la licitație, unde putea să vină oricine, da? A venit la licitație și care gestionează acest eveniment. Eu știu un singur lucru, că nu mai cheltui banii ăia și pot să fac altceva cu ei. Tata, din moment ce unui om de afaceri convine să... De ce trebuie să decide primăria unde să stea comerciantul și ce să facă acolo? Modul de a tria, da, piața, se face și prin preț. Sigur că absolut normal trebuie să se stabilească o metodă prin care să îmi se... Puteți spune mâine, poimâine, aloce locurile. Că există un, nu știu, există un furnizor de pantofi în Târgu Jiu care are în magazin și care îi vinde scump. Și nu, noi trebuie să plătim pe același lucru. Nu este același lucru. Nu este același lucru. Tu, autoritatea locală, trebuie să te gândești la oamenii tăi, că ăștia ți-aduc bani la bugetul local. La oamenii ăștia de afaceri, care vor să-și desfășoare activitatea pe insuliță. Cine îi oprește? Nu îi oprește, îi oprește prețul Cine? Mare impus de organizator. Păi, dar sunt alții care vor să meargă. Înțelegeți? De ce să mă implic asta în asta? Adică nu este niciun fel de problemă, nu, în opinia noastră. Este în regulă. Este o piață. Este o piață. Zilele orașului... Preț atât de mare și că oamenii efectiv refuză care să se prezinte. Sunt interesați să vândă diverse mărfuri. Se ajunge să se pună un monopol. Poate mie, ca și simplu participant la aceste evenimente, nu o să-mi convină că până acum micul era 2 lei, iar acum, ca să-și scoată acel comerciant plata pe care trebuie să o dea organizatorului, o să mi-l dea cu 2,50 lei. Eu o să resimt cumva. Vă ajungeți la exact la ce vă spuneam mai devreme. Înțelegeți, în momentul în care... Există un vânzător de pantofi în Târgu Jiu care îi vinde scump. Că nu există, da, mai mulți. Vorbim de cauză vânzători. Și efect. Vorbim de cauză și efect. Deci poate să producă astfel de efecte modul de organizare. Dar eu mă duc acolo. Ce să fac? Okay, asta e ajuns acolo, spun nu așa, plec acasă dacă, pentru 50 de bani. Dacă asta piața, e noastră. Piața este una, eu știu, scumpă pentru dumneavoastră, nu cumpărați. Și atunci ce se întâmplă? E obligați să lase din preț. Păi stați un pic, nu. Atunci de ce să mă spui pe guvernul Dăncilă, care din cauza căruia s-au majorat toate prețurile? Că o să zic, dacă nu-ți permis, mai cumpărați de acasă. Păi este cu păi e cam același principiu. Nu. Ba da, domnule Nu, Vulceanu. Pentru că primăria nu poate prin gestionarea acestui eveniment să... Impune un preț. Nu, sau să introducă bani în piață sau să scoată bani din nu, piață. Nu, domnule, dar din moment ce dumneavoastră, adică cum spuneți noastră, nu, sunt 11, nu sunt la, doar la 6. La Dăncilă e tot altceva, e vorba de politică fiscală și salarială, lucruri pe care primăria nu poate să-l facă. Nu, dar, nu, deci, repet, este o cauză și efect. Din moment ce sunt 11 în piață, nu își permit să mai pună aia 50 de bani, că chiar au de unde alege. Adică vine unul de la nu știu unde și pune cu 50 de bani mai ieftin și toată lumea se îngrămădește acolo. Toată lumea va... Da, ăștia fiind puțin, sigur că o să impună o politică care să le convină și să e fix, da, este, la scară mult mai mică ce se întâmplă la nivel să național. Economia. Nu, nu există așa ceva la nivel național, v-am spus. Credeți că primăria Târgu Jiu poate da subvenții pentru porci? Vă dau un exemplu, că vorbim de guvern. E cu totul și totul altceva, problematică e total diferită. La nivel de primărie, primăria a ales o altă cale. Aia transparentă, cu licitație publică, când un investitor, un om de afaceri vine și gestionează evenimentul de acolo, se angajează să aducă muzica, eu știu, scenă, ce mai aduce pe acolo și comercianții care vor să vândă intră în contact cu cel care gestionează lucrurile acolo. Primăria nu mai are niciun fel de legătură. Bun, haideți ca să concluzionăm și trecem mai departe, că nu vreau să mă blochez pe subiectul acesta. Sigur, opinia dumneavoastră este una, opinia mea este că nu s-a întâmplat nimic deosebit față de anii trecuți, lucru criticat de dumneavoastră, nu neapărat dumneavoastră Dan Vilceanu. Efectiv, domnul Romanescu spunea în campania electorală că va schimba. Este total radical așa, schimbat, doar cu singura, doar singura diferență fiind aceea că de data aceasta vor fi mult mai puțin comercianți pe insulița Jiului, nemulțumiți de preț. Nici măcar un leu. Și primăria nu mai cheltuie nici măcar un leu. În momentul în care primăria investea foarte mult, înseamnă că era management defectuos, e adevărat, dar în momentul în care... Nu, înseamnă că tu investea bani care le dai care în cap să facă altceva oamenilor care îți aduc bani la bugetul local, a
Ai o altă problemă nu pe altă adevărat. Parte. Nu e adevărat, nu mi-a dat nimeni în cap. Pot să se ducă să vândă acolo, nu-i obligă nimeni. Lumea să spună că s-au retras. Nu pentru că nu le-a convenit, repet, nu de bunăvoie. Dacă nu-ți convine prețul, da. Încă o dată, vreți să, mâine poi mâine, o să trebuiască să facem legi la care să spunem kilogramul de cartofi atât. Pentru că nu le convine, e prețul prea mare, sau ou, iată, sau kilogramul de carne. Nu merge așa. Piața decide lucrurile astea. Da, bun, repet. Iar prețul de la evenimentul ăsta este unul al pieței. Pentru că cel i-ai care gestionează... I-ai dat șansa un organizator să dată, impună care, ce regulă și-a dorit. Adică nu a existat în caietul de sarcini... Dacă nu venea nimeni și prețul era prea mare, trebuia să lase prețul. Păi, nu, asta nu, înseamnă că există destui care vor să vândă și la care prețul ăla nu e așa mare. Da, bine, rămâne să vedem ce se va întâmpla. Sigur că așa suntem noi, cetățenii, nu ne uităm la un leu la 50 de bani, însă dacă am gândit cum gândesc nemții și am calculat fiecare leu, da, fiecare 10 bani pe care i-am dat, știu și eu, pe un produs care de astăzi s-a scumpit, am fi și noi mult mai departe. În altă ordine de idei, ați văzut și dumneavoastră, domnule președinte, domnule deputat, că Iohannis a promulgat legea modificată, codul silvic modificat. În opinia dumneavoastră, ce se va întâmpla așa din momentul care legea a fost promulgată, bine pentru complexul energetic Oltenia? Păi, la ce se rând, va fi devoalată o minciună. Adică? Că această lege va debloca 11 sau 12 scavatoare. Asta din stat vă spun și o să vă spun și de ce. Acum putem vorbi, aia a fost promulgată, toată lumea e fericită, da? Pentru că această lege se referă la terenul proprietatea CEO, terenuri forestiere proprietatea CEO, da? Adică numai acolo pot exista defrișări fără compensația aia, fără compensarea în a planta o altă suprafață. La celelalte suprafețe la care proprietarii sunt introduși, de exemplu, în viitoarele hotărâri de guvern, în documentația dusă la București pentru a fi emise acele hotărâri de guvern pe cauză de utilitate publică, nu acționează asta decât în momentul în care CEO va avea terenurile în proprietatea sa. Adică, haideți să mă iau pe mine, exemplu, că am fost în continuu acuzat de PSD și de sindicatele lor că eu blochez nu știu ce carieră. În documentația care a fost trimisă la București pentru emiterea hotărârii de guvern privind cariera Roșia, există și acea suprafață de teren a rudelor mele de acolo. Ultima adresă pe care rudele mele au făcut-o la CEO pentru a negocia este din august anul trecut. Timpul în care nu s-a mai întâmplat nimic. De ce? Pentru că CEO nu mai are voie să negocieze nu numai cu mine sau cu rudele mele. Cu nimeni care se află în acea documentație trimisă la București pentru hotărârea pe cauză de utilitate publică. Ai emis documentele, le-ai trimis spre a fi emisă acea hotărâre de guvern, aștepți să fie emisă hotărârea de guvern și abia apoi poți să intri pe suprafața de teren respectivă. Deci, acuzațiile pe care ei mi le aduc mie, ei sau alte sindicate PSD, sunt unele absolut, cum să vă spun, false și mincinoase. Puteți să discutați cu oricine din CEO și o să vedeți că am dreptate. Ei nu mai negociază cu nici un proprietar care se află în documentația pentru eliberarea hotărârii de guvern pe cauză de utilitate publică. Cu absolut nimeni. Nu au voie. Bun. Mai mult decât atât. Eu sper să fie excavatoare care vor fi deblocate. Câte vor fi ele? Dar noi am mai avut o schimbare de cod silvic și anul trecut. Și nu s-a întâmplat nimic. A trebuit să mai facem una. Dacă și în acest caz la fel nu se va întâmpla nimic, înseamnă că cei care au emis acest, mă rog, au gândit acest act normativ, au o problemă. Adică habar n-au despre ce vorbesc. Oricum, ideea că vor fi deblocate 12 excavatoare este falsă și este o mare minciună. Pentru că în fața excavatorilor nu sunt numai terenuri proprietatea CEO, sunt și terenuri proprietatea altor persoane. Da. Bun, ce soluție vedeți în momentul acesta pentru deblocarea reală a perimetrelor de acțiune? Vă rog să stați de vorbă cu primarii și o să aflați următoarea informație de la primarii. Au fost chemați primarii care se află în zone miniere, localitățile din zonă minieră, pentru a vedea
care sunt posibilitățile de bloca carierele? Pentru că în momentul ăsta avem cariere blocate. Am înțeles că va mai exista o întâlnire la care va participa și domnul Vișan în săptămâna asta sau săptămâna viitoare. În acest moment sunt cariere blocate. Da. Și nu mai e vina lui Vâlceanu sau vina doamnei Miseilescu sau altui cetățean, este strict politica lor. Au directori la CEO, da? Au sindicate, au Consiliul Județean, au primării, au guvern, au tot, au parlament, au tot ce de la PSD. Și am ajuns în situație de blocaj. Eu vă spun că situația nu va putea fi deblocată peste noapte. Nu pot să cer primarilor să libereze titlul de proprietate peste noapte, pentru că un titlu de proprietate care este un document care garantează dreptul de proprietate trebuie să aibă o întreagă documentație în spate. Adică primarii nu pot de mâine să dea cu titlul de proprietate așa, pe bandă rulantă. E o documentație care se depune de cel care solicită să are un drept de proprietate asupra unui teren acolo. Sunt multe lucruri de rezolvat. Astea sunt lucrurile pe care ei trebuiau să le facă cu mult timp înainte. Și vă aduc aminte că avem minerii de zeci de ani în Gorj și n-am fost niciodată în situația asta. Niciodată. Că erau procedura de negociere directă cu proprietarul și în funcție de câți bani avea unitatea respectivă reușea să-și deblocheze fronturile de lucru, e cu totul altceva. Acum s-a ales o altă cale, aceea hotărârilor de guvern. Eu v-am mai spus dumneavoastră la emisiuni și cred că o spun de vreun an de zile. Până apare acele hotărâri de guvern, s-ar putea să nu mai avem CEO. Ei, acum sunteți prepoștios. Nu, abia acum începem să vedem realitatea. A ceea ce vă spuneam de atunci. Realitatea despre care nu prea vorbește nimeni decât cei în afara companiei. Atenție. Exact. Realitatea este că sunt cariere blocate. Asta e realitatea. Și asta e realitatea la care am ajuns, despre care, iată, noi la emisiunea dumneavoastră vorbeam de un an de zile. Nu ne faceți ceva. Ce o este pe plus, credeți, în aceste cifre? Primele 3 luni, 113 miliarde, milioane, pardon. Eu n-am date care să contrazică aceste cifre. Aceste cifre, este credeți comunicare în ele? Oficială, mă gândesc că da. Nu mint în halul ăsta. Ar fi culmea. Da, credeți în cifrele înaintate așa? Eu pot să cred în cifrele astea. Ideea este alta. Să vedem care ne sunt vulnerabilitățile și să le rezolvăm la timp. Pentru că noi am vorbit până acum astfel încât să avem o activitate continuă, constantă și care să producă venituri pentru județul Gorj și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Dar noi am vorbit despre una din probleme. Gândiți-vă că mai e o mare problemă, cea legată de conformarea la condițiile, noile condiții de mediu. Am văzut în momentul în care am făcut interpelarea la Ministerul Energiei și a fost și o comunicare din partea Complexului Energetic Oltenia, am văzut un soi de festivism din ăsta, de optimism total de neînțeles. Dom'le, vom reuși, vom face. Am făcut acum o adresă să ne amâne termenul de conformare. O să vedeți că tot e bine. Va exista o derogare, nu credeți că va exista o derogare de la termenul stabilit inițial? Și după aceea analizăm. Au spus că au dat drumul la licitație pentru a se găsi soluția tehnică, pentru că în momentul ăsta cei de la CEO nu știu care e soluția tehnică. Zilele trecute am văzut un interviu al domnului Boza în presa centrală în care spunea diferit față de ce a spus până acum. A spus că nu există soluție tehnică. Păi stați puțin. Da, e adevărat că care e bună? Care e declarație bună? Asta că sunt în procedură de licitație și vor demara imediat lucrările sau că nu există soluție tehnică? Adică e un soi de comunicare care pe noi, cei care suntem obișnuiți să avem energie pe cărbune în județ și ne dorim în continuare, ne pune pe gânduri. Și da, ne punem probleme, pentru că domnul Boza poate să plece mâine, poate bine, de o să aici, vă întrebe telespectatorii când vă vor întâlni pe stradă după această emisiune, domnule deputat. Bine, bine, sunteți deputat de Gorj, nu sunteți la PSD, totuși sunteți acolo. Ce faceți pentru rezolvarea acestei situații? Dar foarte pe scurt. Și pentru asta și pentru altele. Am înaintat o interpelare și întrebare la Ministerul Energiei în legătură cu condițiile de mediu din Complexul Energetic Oltenia și cu problemele legate de conformare la noile condiții de mediu. Mi s-a dat un răspuns că da, încearcă, sunt în procedură de licitație și așa mai departe, ce v-am spus până acum. După aceea, în momentul în care m-a întrebat despre condițiile de muncă din complex și despre acea hotărâre, acea încadrare a Complexului Energetic Oltenia pentru a se în grupă de muncă specială și deosebită,
Ne-au spus că da, cei de la Ministerul Energiei mi-au comunicat că trebuie dat o hotărâre de guvern. Am făcut o altă interpelare la primul ministru de data asta și am spus, uite, trebuie dat o hotărâre de guvern. Ce aveți de gând să faceți? Până la sfârșitul anului trebuie să rezolvați problema. Față de alte situații, acum am văzut și sindicatele implicate în această situație, cu condițiile de muncă. Eu sper să fie dată. Da, eu fac tot ceea ce ține de mine. Dar credeți-mă, pur și simplu ai impresia câteodată că vorbești la pereți. Pentru că, încă o dată, repet, au tot. Parlamentari, Consiliul Județean, Guvern, tot. Cine să dea hotărâre de guvern? Guvernul. Păi data n-au bani lor. Și atunci e logic. Păi nu e problema de bani. Trebuie să faci ceva. Gândiți-vă că au mai fost investiții de mediu făcute la CEO fără ajutorul vreunui guvern. Dar au fost oameni care au știut. Au știut despre ce despre e vorba. Ce vorba și au acționat. Bun, ați văzut și dumneavoastră, rămânem în zona aceasta, fiul liderului Univers, Adrian Marciuc, reținut 30 de zile în lotul persoanelor. Să le comentez probleme, care... problema domnului Marciuc personală, nu ăsta e păcatul pe care... de care trebuie să mă iau eu. Chiar sunt alte, doar la nivel de discuție, sigur că nu este există o problemă, să știți, sarcina noastră să elucidați cazul legat de droguri și deși sunt multe persoane care nu vor să vadă problema asta, eu cred că există o problemă. Nu știu în ce măsură i-ai ținut în frâu de autorități, mă refer la poliție, parchete și așa mai departe, dar oricum această acțiune amplă care a avut loc la nivel național dovedește faptul că autoritățile acționează atunci când au indicii clare că sunt săvârșite infracțiuni de genul ăsta. Recunosc că este surprinzător faptul că vorbim despre fiul unuia dintre oameni puternici din complexul energetic Oltenia, oameni cu bani, se știe despre domnul Marciuc că este un... Din punctul ăsta de vedere, domnul Marciuc trebuie... care își permite orice. Trebuie să arăți compasiune pentru... situația în care se află și nici de cum... Nu e vorba de altceva, sigur, da, că zici, Doamne ferește, mă gândesc că nu-și dorea domnul Marciuc să se regăsească în situația aceasta, dar vorbim, iată, de copii ai unor oameni influenți. Da. Care nu... Păcat. E adevărat că este păcat și sigur, nu doar despre dumnealui, toți ceilalți. Păcat că s-a ajuns aici. În păcate, e și o vârstă la care nu-ți dai seama de consecințele acțiunilor pe care le faci și ți se pare că ești foarte cool, așa că te ocupi cu lucruri de genul ăsta și vezi multe filme și crezi că viața e ca în filmele. Și crezi că nu te prinde nimeni niciodată. Că, da, ești foarte respectat de alți tineri care văd cum afișezi tu tot felul de, nu știu, obiecte noi sau cum îți permiți să faci, să-ți cumperi lucruri sau să te distrezi și ajungi să faci pușcărie după aceea ani de zile. Și pornești cu stângul în viață. Exact. Suntem la final, domnule deputat. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Recunosc că nu am abordat toate subiectele pe care îmi propusese să le discut cu dumneavoastră din cauza timpului extrem de scurt care a trecut, iată, și foarte repede. De aceea trebuie să promitesc că o să ne vedem și la o ediție viitoare. Spor la treabă. Mulțumesc. Ce să vă doresc. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Vă doresc un weekend minunat.